și chiar trecerea spre nivelul de excelență a medicinii din bolnițele, angiograful și angiografia este o investiție de înalt nivel, care nu s-a mai făcut de la nivelul județului nostru și aici aș vrea să vă mulțumesc pentru susținerea la finanțele de sesmite și anume de profesionalism în cadrul noastră medicale, sigur vom contribui decisiv la salvarea vieții la nivelul județului nostru. Trebuie să vă reamintesc că pacienții noștri cu infarct trebuiau mobilizați cu ambulanțele să fie elicopterul, către cetul Universitar București, unde beneficiau de această investigație, care este absolut necesară pentru stabilirea tratamentului interior pentru salvarea vieții pacientului cu infarct. La detalii tehnice, o să vă rog domnul director medical să intervină, pentru că a fost activitatea mea importantă, să va fi principalul beneficiar ca și utilizator, să zic, al acestei investiții deosebit de importante și aș vrea să mai precizez, pentru că vine ca o a doua etapă importantă în modernizarea medicinei de bolițene, cu domnul domnului președinte, a fost important. Și vă reamintesc că aproximativ două luni am pornit pe drumul chirurgiei vasculare de bolițene cu doi colegi noi, la motiv pentru care o să organizez o conferință de preză special cu cei doi colegi care au început un drum anevoios, dar cu mare importanță pentru spital și pentru prima dată în istoria domnului să avem chirurgie vasculară. Domnul director medical, după cum știți, angioograful este necesar pentru montarea stenturilor la inimă. În urma unui infarct miocardic, o arteră la inimă se blochează, iar cu ajutorul acestui aparat se vizualizează artera și se poate monta stentul. Este necesar acest angiograf pentru județul nostru. Toate județele limitrofe au acest aparat și efectuează această procedură. Sperăm că la anul putem să o facem și în Dăbăuști. Sigur vă facem. Siguranță. Dacă aveți întrebări cu mine. Care este cauza de aluzii? Lipsa de cadre medicale la nivel național. Deci foarte mult. Peste 90%. Și faptul că acum puteți să interveniți direct aici, bănesc, o să crească rata asta. Da, asta ne dorim. Timpul contează foarte mult în boala cardiovasculară și de multe ori timpul pierdut pe drum este evitat. Plus de pasare.